Săptămâni de foc pentru România. De la o zi la alta crește numărul de persoane infectate cu virusul chinezesc. De săptămâna trecută, când am intrat în luna iulie, mai exact de pe 3 iulie, s-au înregistrat zilnic peste 400 de noi cazuri. Acest lucru a alarmat autoritățile și se pregătesc noi măsuri de precauție. Numărul mare de cazuri poate fi pus pe seama faptului că, odată cu redeschiderea sezonului estival, pe litoral oamenii nu mai țin cont de restricții. Nici măcar în magazine, unii oameni nu mai respectă măsurile și nici la terase nu se poate vorbi despre așa ceva. Majoritatea botoșanenilor sunt revoltați de inconștiența și superficialitatea cu care este tratată situația în momentul de față. Cred că unele locuri ar trebui instituite, mai ales la terasă, la mare, acolo unde e atâta mare de lume și nu mai respectă nimeni nicio regulă. În magazine unde intră lumea buluc și iar nu respectă nicio regulă. Cam așa ceva, dacă lumea nu înțelege, nu știu. Sunt multe locuri unde nu se respectă nimica, absolut nimic. Nu în toate magazinele, în toate instituțiile, am observat că nu peste tot se respectă. Ar trebui. Lumea este iresponsabilă. Virusul există, să ne păzim. Dacă nu vom înțelege treaba asta, suntem pierduți cu toții. Un botoșenean destul de mâhnit de faptul că s-a putut ajunge aici doar din cauza tratării cu ignoranța situației de către cetățeni, a susținut că în momentul de față prelungirea stării de alertă și carantinarea doar a anumitor zone ajunse focar ar fi măsuri indicate. E foarte bine. E foarte bine. Numai așa putem să evităm un dezastru. Numai așa putem evita un dezastru. Altfel, nu avem nicio șansă. Spitalele noastre nu se ridică la nivel occidental. De aia și președintele a transmis un mesaj clar și oamenii responsabili transmit un mesaj clar. Trebuie să ne ferim. Deși autoritățile se pregăteau să adopte odată cu data de 1 iulie noi măsuri de relaxare, se pare că în momentul de față se pregătește o prelungire a stării de alertă și măsuri de carantinare pentru anumite zone din țară care au înregistrat tot mai multe cazuri de COVID de pe o zi pe alta. În acest moment nu avem evoluția pentru o stare de urgență. Noi suntem pregătiți pentru o perioadă de 2 săptămâni să avem o evoluție fluctuantă cu creșterea numărului de cazuri. Poate un 500, poate 600, poate 700, cu alternanțe în funcție de numărul de recoltări de anchetele în desfășurare. Prelungirea unei stări de alertă după 15 iulie este aproape iminentă, a declarat ministrul Sănătății Nelu Tătaru în cadrul unei emisiuni la un post central de televiziune. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, s-au înregistrat alte 637 de noi cazuri. În total, pe teritoriul României au fost confirmați pozitiv 33.585 de români. De asemenea, la nivelul județului Botoșani au fost confirmați pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2 1.081 de botoșeneni.